un aer condiționat care am înțeles că au dat sume mari de bani, care l-a urcat în pod că nu funcționează niciodată pentru fel de operație. Acum am chemat și eu o firmă și să văd ce cu ea, să-l verifice. Am zis că o dau 200.000 de euro pe el și dacă l-a urcat în pod, eu nu mai am alți bani. Domnul Mimor și-a terminat concediu, nu? Care mai este situația conducerii acolo? A vrut să revină la servici, dar nu i-am acceptat. Până lui are 50-60 de zile de concediu. Sper la ce în timpul în care domnul face concediu să înțeleagă... Din anii precedenți? Are un an jumătate, cu așa, 50 ceva mi-a zis doamna, nu știu exact. Și sunt convins că din postul domnului va veni așa cum este normal, să le tragă, va avea un postul lui de șef de secție. Și ce îi va lua locul? Până la concurs și până vom vedea dacă într-adevăr lucrurile merg bine, va rămâne domnul Damian.